21, la versetul 23, la versetul 29, vă puțin. Cartea lui Iov, capitolul 19, la versetul 23, la versetul 29, și apoi mă citim cu versetul 9. Om, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un prigoi de fier și cu plumb în stângă pe vicie. Chiar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Voi vedea și va fi bine voitor, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu trăjește de orul acesta în momentul meu. Atunci vei zice, pentru ce urmăream noi, căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută. Temeți-vă de sabie, căci pedepsele date cu sabia sunt grozave. Să știți că este o judecată. Amin. Mergem și trebuie la un singur verset, Psalmul 9, dacă s-a vorbit despre încredere în această frumoasă, și spune, cei ce cunosc numele tău, se încred în tine. Căci tu nu părăsești pe cei ce te caută, Doamne. Amin. Vă rog să vă ocupați. S-a vorbit în luna trecută din cartea lui Iov, că cum se spunea și în această frumoasă, s-a vorbit despre Iov. Și duminica trecută s-a vorbit tot despre Iov. În aceste câteva versete, în această frumoasă, s-a vorbit tot despre Iov, despre Iov. Și tema din această frumoasă este o luminiță la capătul tunelului. O luminiță la capătul tunelului. Citeam zilele acestea câteva articole din punct de vedere al economiei, al crizei în care este afectată țara, a locurilor de muncă și spuneau câțiva experți în acest domeniu. Spuneau ei că vom vedea luminița de la capătul tunelului abia în anul 2024. M-am gândit să vă spart cu această informație și este doar o presupunere al unor experți. Alții spuneau că și vom vedea luminița de la capătul tunelului începând cu anul 2014. Doamne, dă să fie măcar în anul 2014. Aceștia sunt mai optimiști, acești experți. Parlamentul zilor noastre sunt puțin mai optimiști și ei văd luminița de la capătul tunelului ceva mai aproape. Alții experți spuneau că pentru Spania, Italia și Grecia luminița de la capătul tunelului este tot mai departe, undeva tot mai departe. Se tot distanțează de noi. Și toți aceștia spuneau că din cauza lipsei de fonduri, luminița de la capătul tunelului este desconectată temporar. Nu știe nimeni cât timp, cât va dura, însă toate acestea sunt presupunere ale unor oameni experți, mai mult sau mai puțin, însă cel care are controlul tuturor lucrurilor este Dumnezeu, gloria Domnului. El știe să controleze lumea, El știe să controleze stăpânirile, El știe să controleze și să dirigeze întreaga omenire, pentru că El a creat, gloria Domnului. Însă nu este tema noastră în această frumoasă despre criză, nici despre tema economică, ci este despre o luminiță de la capătul tunelului din punct de vedere spiritual. Și aș vrea să vorbesc despre această luminiță de la capătul tunelului din punct de vedere spiritual. Și se poate interpreta sub multe forme, sub multe feluri, în multe sensuri, această luminiță de la capătul tunelului. Însă, Cel care a spus, Eu sunt lumina lumii, a fost Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Și El luminează întreaga lume. Noi trebuie să luminăm prin faptele noastre pe ceea ce suntem noi. Noi trebuie să fim o lumină. Și luminița de la capătul tunelului, mulți o văd atunci când trec din viață, alții nu o văd nici chiar atunci. Luminița de la capătul tunelului o văd mulți atunci când trec prin suferință. Luminița de la capătul tunelului o văd mulți atunci când trec prin neajunsuri, prin criză, probabil prin criza unui loc de muncă, prin lipsă, prin suferință, prin boli, prin probleme. Iov
în istoria sa, în cartea sa, găsim scris că ce-a văzut lumința de la capătul tunelului și a existat mare bucurie în suferința lui Crincenă, în durerile lui mari, după cum bine știm și bine cunoaștem să Iov, a spus la un moment dat, dar știu că ce răscumpărătorul meu este viu, glorie Domnului. Dar știu că răscumpărătorul meu trăiește și acesta ar vrea să fie versetul cheie în această după masă și vreau să-l memorăm și să-l știm pe din afară, în fiecare parte și să spunem cu toată certitudinea și cu toată confirmarea că răscumpărătorul nostru este viu, glorie Domnului. El se va ridica la urmă pe pământ și îl vom vedea. Suntem conștienți că avem un răscumpărător. Și atunci când suntem conștienți că avem un răscumpărător, putem să privim prin ochii credinței luminița de la capătul tunelului. Se vorbea această dumneavoastră despre încredere în Dumnezeu, despre credință în Dumnezeu și mesajul meu nu ar trebui să fie un altul decât să rămână acest îndemn, acest gând, să fie un mesaj de încredere la adresa lui Dumnezeu de către noi toți. Vedem lumința de la capătul tunelului atunci când ne ridicăm privirile noastre în sus. Vedem lumința de la capătul tunelului atunci când trece prin dificultăți, prin probleme, prin ajunsuri, prin criză, oricare ar fi ea, atunci când suntem conștienți că avem un răscumpărător. Vedem luminița de la capătul tunelului atunci când ne ridicăm privirea în sus și spunea psalmistul, când ridic ochii spre munți, de unde va veni ajutorul? Ajutorul nostru vine de la Domnul care a făcut cerului și pământul Domnului. Vedem luminița de la capătul tunelului atunci când ne punem încrederea în Dumnezeu. Vedem luminița de la capătul tunelului atunci când trecem prin dificultăți, prin probleme, atunci când inima noastră se încrede în totalitate și în exclusivitate în Dumnezeu, în glorie Domnului. Psalmistul David, în Psalmul 27, versetul 1 și 2, spune, Domnul este lumina mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Atunci când Domnul este lumina vieții tale, atunci când Domnul este sprijinitorul vieții tale, nu ai de cine să te temi, nu ai de cine să fie frică, pentru că El este acela care coordonează și dirigează întreaga lume, glorie Domnului. Ar dori să vorbesc despre acest text, despre această temă din această frumoasă și după cum am spus, s-a vorbit întreaga lume trecută despre Iov, despre suferința lui Iov, despre nevoile lui Iov. Cartea lui Iov ne arată, dacă privim în ansamblul ei, controlul pe care Dumnezeu îl are asupra întregii lumi. Cartea lui Iov ne arată, dacă privim în ansamblul ei, controlul pe care îl are Dumnezeu asupra tuturor oamenilor de pe toată suprafața Pământului. Iar această istorie a lui Iov ar trebui să fie un mesaj de încredere pentru noi toți. Cartea lui Iov, de fapt, este un mesaj de încredere în bunătatea lui Dumnezeu. Un mesaj de încurajare pentru noi toți. Și zic aceasta că Dumnezeu să ne ajute să ne încredem mai mult în El. Satan, potrivit cu nostru diavolul, nu are putere asupra vieții credinciosului dacă Dumnezeu nu l-a lăsat uneori să ne cerce, dacă Dumnezeu nu l-a lăsat uneori să probeze credința noastră care există în noi. Să observăm în exemplul lui Iov, Dumnezeu l-a lăsat pe cel rău ca să atingă de trupul lui, ca să-l încerce pe Iov,
să vadă cât de mare este credința lui. Uneori Dumnezeu îi permite și permite suferința vieții noastre pentru a modela caracterul nostru, pentru a defini caracterul nostru și, în ultimul rând, pentru a le face mai bun. În alte rânduri, pentru a-și arăta slava lui în vieții noastre, în locul de om. Eu vă rostesc aceste versuri, aceste versete în cele mai cumplite dureri ale vieții lui și a spus la un moment dat, dar eu știu că ce răscumpărătorul meu trăiește. Scuzați-vă, puțin răcit. La fel, prorocul Habacuc a spus în capitolul 3, aș dori să citim aceste versete din capitolul 3, Habacuc, versetul 17 și 18, care spune căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul smochinului va lipsi și câmpile nu vor da hrană, oile vor pieri din scaule și nu vor mai fi voi dracului. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeu, în mine. Nu știu câți dintre noi în această dupămasă putem spune cum a spus eu, putem spune cum a spus Habacuc. Este evident că nu suntem niciunul în starea lui Iov. Nu am trecut niciunul dintre noi prin suferințele care le-a trecut Iov. Însă Habacuc a spus, chiar dacă nu vor fi buni în grajul nici oi, nici smochinul nu va da rod, eu tot mă voi bucura în Domnul. Ai această încredere în această dupămasă, poți să spui cum a spus Iov și Habacuc. Și mulți alți sfinți, eu tot mă voi bucura în Domnul. Și atunci când nu ai loc de muncă, și atunci când ești în pară, și atunci când treci prin necazul de vieți, prin ispită, prin suferință, prin ajunsuri, poți tu să ai aceeași încredere pe care a avut-o eu, Habacuc și mulți alți proroci sfinți în Cartea Sfântă, să spun cu toată certitudinea, eu știu că ce răscumpărătorul meu este viu. O spune tu și confirma aceasta, eu tot mă voi bucura în Domnul. Doamne ajută-ne! Noi nu avem un Dumnezeu care mi-a spus, mă veți sluji și vă voi da locuri de muncă. Vă va merge bine din punct de vedere financiar, nu veți avea datorii, nu veți avea probleme. Noi avem un Dumnezeu care a făcut legământ cu El pentru toată viața, indiferent de problemele vieții, indiferent de circunstanțe, indiferent de ceea ce vom trece în această lume, noi ne-am angajat că vom sluji fără condiții. Doamne ajută-ne să îndeplinim jurământul. Amin. Eu, după cum bine știm, a fost unul dintre cei mai bogați oameni de pe suprafața pământului. A fost unul dintre locuitorii răsăritului cu cea mai mare bază. A fost un om care a avut familie, este pe bine știm, 7 fii și 3 fiice. A avut mai bogățit pe vremea aceea, multe animale, multe cireste, boi și roi. Însă toate acestea, când credința lui a fost testată, le-a pierdut pe toate într-o singură zi. A pierdut atâtorii, boile, măgalii, fiii ce au fost mai importanți, familia, a pierdut și prietenii și totodată a pierdut și credința soției ei sau totodată, am putea spune, abandonă, venit abandon din partea soției ei care a spus tu continui să mai crezi în Dumnezeu tău, leapșul tău Dumnezeu și mor. Noi spune că a pierdut totul și a pierdut prietenii și a pierdut rog și roagă. A pierdut totul. Însă ceea ce a fost important în Iov, ceea ce găsim important în Iov, ceea ce găsim constructiv este că nu și-a pierdut credința. A rămas statornic în Dumnezeu, a rămas credincios în Dumnezeu, în toate lucrurile. El nu a păcătuit cu nimic înaintea lui Dumnezeu. Glorie Domnului. În acele condiții, în acele circunstanțe, în acele momente critice, Iov, după ce a pierdut totul,
averea, bogăția, fiii și fiicele, a spus și a făcut această afirmație și a spus, dar știm că ce răscumpărătorul meu întâlnește, dar știu că Dumnezeul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ și ochii mei îl vor vedea și noi altuia. Glorie Domnului! Întrebarea se pune pentru noi toți în această dumneavoastră. Vedeți noi, prin ochii credinței, luminița de la capătul tunelului? Vedeți noi, prin ochii credinței, luminița sau soluția salvării problemei noastre care, prin care trece? Privim noi, prin ochii credinței, înspre Dumnezeu? Avem această certitudine că Dumnezeul nostru este viu și El, la momentul potrivit, va rezolva problema noastră. Ne va răscumpăra din necazul nostru, din suferința noastră, ne va răscumpăra problemele noastre, datoriile noastre. Nu știu cum fiecare cu stă cu sănătatea, cu problemele, cu finanțele, cu economiile, cu datoriile, însă ceea ce vreau să vă îndemn la această dumneavoastră este să ne credem mai mult în Dumnezeu. Chiar prin orice probleme trecem în această lume, prin orice dificultăți, cât de mari ar fi datoriile, noi trebuie să ne ridicăm ochii spre cer și să spunem, dar știu că și răscumpărătorul meu este viu, glorie Domnului. Și El poate să ne dea soluția potrivită la momentul potrivit, soluția potrivită la momentul oportun și El va fi acela care va rezolva problema. Nu cum știu El să o rezolve în dreptul fiecărui. Ioan, găsim scris în 1 cu versetul 9, lumina aceasta este adevărata lumină. La fel găsim scris în Evanghelia după Ioan, că Domnul Iisus a spus, Eu sunt lumina lumii. Noi avem un răscumpărător care este viu și trăiește în veci veci. Noi avem un Dumnezeu care ne-a răscumpărat din felul de șer de viețuire în care noi trăiam. Și în acest verset, în versetul 19, în versetul 25, în capitolul 19, cuvântul răscumpărătorul, dacă mergem în jos, în pagina de jos, o vedea traducerea lui în ebraică, înseamnă Dumnezeul Goel, Dumnezeul care te răscumpără, Dumnezeul care îți ia pe toate păcatele tale. În altă traducere, pentru cei care doresc să afle, Goel înseamnă și rudă de sânge. El s-a înălțat cu noi, s-a făcut asemenea nouă și ne-a dat dreptul să fim din neamul Lui. Noi suntem din neamul de Dumnezeu. În Tit, în capitolul 2, cu versetul 14, că sunt scris căci El s-a dat pentru noi. Tit, capitolul 2, versetul 14, El s-a dat pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege. La fel găsim în cartea lui Petru, în capitolul 1, cu versetul 18 și 19, găsim scris că știți că și nu cu lucruri peritoare ați fost răscumpărați. Că știți că și nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați, ci cu însuși sângele mielului. 1 Petru, capitolul 1, versetul 18 și 19. Observăm traducerea a răscumpărătorului înseamnă Dumnezeul Goel, Cel care te răscumpără sau rudă de sânge. Găsim un exemplu de răscumpărare, dacă vreți, pe paginile Sfintelor Scripturi, în cartea lui Rut. Știm cu toții istoria lui Naomi și a lui Elimelec când au plecat din Betleemul Iuda, au plecat în țara Moabului, cu cei doi fii ai lor. Mai târziu, Elimelec a murit, a trecut din viață și au rămas cei doi fii, s-au căsătorit cu două moabite. Ar trebui să întreb numele celor două nurori ale lui Naomi, dacă știu adolescenții, să ne spună cum se chemau nurorile lui Naomi. Nu
una se chema Ruth și cealaltă se chema Orpa. Dacă nu greșesc. În cartea lui Ruth avem un exemplu de răscumpărare. Știm cu toții, cei doi fii au murit, au trecut din viață. Naomi împreună cu Ruth au decis, s-au ținut deodată, nu au vrut să se despartă sau întors înapoi în Betlehemul Iuda. Și se aflau într-o situație critică. Vânduse tot ceea ce a avut în acea țară, se întoarce cu mâna goală acolo și trebuia să se găsească un răscumpărător pentru Ruth în acel moment, în acea ipostază. Și rudenia de sânge, prima rudenie de sânge a lui Ruth, aveți să întreb pe cei mai mari cum se chema la prima rudenie de sânge, cea care îi se cuvinea să răscumpere pe Ruth, care era numele. Ruth, în capitolul 3, nu-i vom găsi numele, nu are nume. Această persoană avea dreptul de răscumpărare a lui Ruth. Era neam din partea lui Naomi. Și, bineînțeles, nu a dorit să răscumpere această persoană. Nu a putut, mai la început a dorit, iar după aia s-a răzgândit și a spus nu vă răscumpăra, răscumpără tu Boaz. Și la urmă Boaz a răscumpărat pe Ruth în situația în care se afla Ruth. Găsim aceasta în capitolul 3 în cartea lui Ruth. Însă pentru a putea răscumpăra pe cineva în acele vremuri, erau niște reguli bine stabilite de Dumnezeu, erau niște reguli bine date de Dumnezeu și trebuiau îndeplinite pentru a putea răscumpăra o persoană în acele vremuri. Prima regulă care trebuia îndeplinită era să fie neam de sânge sau să fie rudenie cu acea persoană. Sau prioritatea numărul 1 o aveau ruda de sânge, cea mai apropiată față de persoana respectivă care dorea să fie răscumpărată. Bineînțeles, Boaz a îndeplinit această condiție. A doua condiție era pusă de Dumnezeu și era dată să dorești acest lucru. Această acțiune era benevolă, era de bună voință, nu? Putea nimeni să te oblige să răscumpere pe cineva dacă tu nu vroiai să răscumpere. Trebuia să o dorești aceasta. Iar a treia condiție era să ai cu ce, să ai o poziție financiară, să ai o putere financiară, să știi cu ce să întreții acea persoană, să ai cu ce să o răscumpere pe acea persoană. Deci erau trei condiții bine stabilite de Dumnezeu. Cel puțin trei condiții erau acestea. Să fii rudenie cu acea persoană, să dorești să răscumpere acea persoană, și mai la urmă să și ai cu ce, să ai o poziție financiară, să ai o bună stare materială pentru a-ți permite răscumpărarea acelei persoane. Bineînțeles, știm cu toții că Boaz era un om bogat și a putut să răscumpere pe Ruth și se ridice urmaș. La fel când vorbim despre Domnul nostru Iisus Hristos, răscumpărătorul, cel care a pus aceste condiții la rândul Lui, când ne-a răscumpărat pe noi, primul fiecare din felul nostru de șer de vestuire, a împlinit și aceste condiții pentru a putea să ne răscumpere pe noi. Nu putea să ne răscumpere oricum. Și găsim scris în cartea Evrei, capitolul 10, versetul 7, unde scrie Domnul Iisus când vorbește, iată, versetul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Bineînțeles, Dumnezeu s-a înrudit cu noi. Noi suntem din neamul Lui, găsim scris. Noi suntem din neamul Lui. Noi suntem din neamul Lui. Și bineînțeles, Dumnezeu a putut să ne răscumpere. Pentru că a Lui este pământul cu tot ce este pe El. Glorie Domnului. Se pune întrebarea, cine are nevoie de răscumpărare? Cine trebuie să fie răscumpărat? Cine are nevoie de răscumpărare? Este cineva aici care nu are datorii? Cred că mulți avem datorii și nu ne-ar fi rău să existe cineva care să ne răscumpere din datoriile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu spune că eram datori și erai dator să plătești bine păcatului tău.
de la dator și la dator să plătești vina păcatului tău, însă s-a găsit un răscumpărător care a spus, iată-mă, trimite-mă. În surul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Cine are nevoie de răscumpărare? Cel care se află într-o situație critică, nu-i așa? Cel care se află într-o situație foarte jos, cel care are multe datorii, cel care nu-și poate rezolva problemele singur, cel care nu se poate salva singur. Eu, în acel moment, am avut nevoie ca cineva să-l răscumpere, cineva să îl ajute prin problema prin care el a trecut. Prietenii nu-i puteau rezolva problema lui Iov. Nevasta nu-i putea rezolva problema lui Iov. Cei din jurul lui, oamenii, nu-i puteau rezolva problema lui Iov, însă s-a găsit un răscumpărător. În suferința lui Iov, în încercarea lui Iov, el și-a adus aminte și și-a venit în fire și a spus, dar știi că ce răscumpărătorul meu este Fiul Gloriei Domnului. În Efeseni, în capitolul 1, cu versetul 7, este scris că în El avem răscumpărarea și prin sângele Lui iertarea păcatelor. Faptul că Dumnezeu ne-a răscumpărat pe noi, pe lucruri care în parte este pentru că noi nu puteam să ne plătim păcatul nostru. Faptul că Dumnezeu este răscumpărătorul nostru, faptul că Iisus Hristos este răscumpărătorul nostru, este pentru că noi nu puteam să plătim singuri pina păcatului nostru. Prorocul Isaia, în cartea sa, a profețit și găsind scris, profețește mult despre acest răscumpărător. Și el spune în capitolul 59, cu versetul 22, Isaia, dar va veni un răscumpărător, cu mulți ani înainte de a se naște Domnul Iisus Hristos. Profetul Isaia, prorocul Isaia, aduce această veste bună, care spune, da, va veni un răscumpărător pentru Sion. Pentru cei lui Iacob care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Cu mulți ani înainte, profetul Isaia a adus această profeție, a adus această veste bună pentru întreaga lume, că va veni un răscumpărător. El a venit și numele lui este Dumnezeu meu. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, glorie Domnului. În mijlocul necazului, în mijlocul problemelor, în mijlocul neajunsului, în mijlocul falimentelor, aș vrea această informație să aduc acest mesaj de încurajare și totodată de încredere la adresa lui Dumnezeu, să te încrezi în Dumnezeu, să știi că tu ai un răscumpărător. Să știi că Dumnezeu nu te părăsește, Dumnezeu nu te-a părăsit. Chiar dacă nu o face de multe ori, El este credincios și drept. Și nu le-a părăsit niciodată. Tot Iov, după ce a trecut prin acea fază de suferință, acea durere, acea încercare, tot el spune în capitolul 22, cu versetul 21, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea iarăși pace. Te vei bucura iarăși de fericire. Una dintre condițiile care, pentru care să te bucuri de pace și de fericire este să te împrietenești, să mă împrietenesc cu Dumnezeu. Doamne ajută! Probabil ți-ai pierdut relația ta cu Dumnezeu. Nu știu, probabil ți-ai pierdut fericirea de această lume. Probabil te afli într-o situație de criză financiară sau economică. Probabil datoriile tale sunt mari la altă. Dar vine această informație, după acest mesaj de încredere, că tu ai un răscumpărător. Și numele Lui este Iisus Hristos, Domnul nostru, Dumnezeul voie, glorie Lui. Aș dori să mă apropie de încheiere și spuneam, răscumpărătorul nostru, răscumpărătorul meu și al tău, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El care, cântându-i o cântare care spune, dar știu, Domnul meu e viu. Orice pătură va striga El, poate viață, dar eu știu, Domnul meu e viu. Și mi-ar place în acest final, în această frumoasă, să cântăm o cântare, dacă era vorba despre încredere în Dumnezeu,
Nu te îndoi, ci crede că după orice nou, e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne, stăpânul în urmă ieri. Nu te uita la tine când ești atât de slab, nici la dușmanul care te-ar privi nerab. Nu te uita la ziduri, la porții de fier, la ura ce scrâșnește și uită-te la cer. Doamne, ajută-ne ca în momentele dificile din viața noastră să ne privim, să ne ridicăm ochii spre cerul, să privim în sus, să privim acel care a spus: Eu sunt lumina lumii, lumina care luminează în întunerii. Aș vrea ca mesajul meu în această frumoasă să fie acesta, unul de încredere, unul de încurajare pentru noi toți. Nu a fost o predică teologică, ci a fost o mesaj în care să ne credem mult. În Dumnezeul nostru, răspunătorul nostru, Dumnezeul nostru, o El care te poartă cu oară și ne ia în cale de biruință în fiecare zi. Atunci când nu există șanse la oameni, atunci când soluția la oameni este minimă sau uneori inexistentă, să privim înspre cer, deci izbăvirea noastră se apropie. Chiar dacă luminița de la capătul tunelului este pentru un timp desconectată, să privim înainte și să mergem cu încredere înaintea lui Dumnezeu, că și El are soluția tuturor problemele noastre la momentul potrivit și El va da rezolvarea la timpul potrivit. Spunea tot Iov în unul din versete, unul din prietenii lui Iov, Elihu, îndemna pe Iov și spunea: Chiar dacă zici, Iov, că nu-L vezi pe Dumnezeu, chiar dacă ai impresia uneori că Dumnezeu nu te ascultă și nu-ți ascultă rugăciunea, chiar dacă uneori pentru tine răspunsul lui Dumnezeu este nul, nu există răspuns în multe momente ale vieții noastre, totuși să știi că și pricina ta este înaintea Lui. Așteaptă. Amin. Amin.